Salut, veniți și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe Barba Neagră. Suntem, bineînțeles, pe Italia! Aici, cu de toate, cu Torumul și am câteva lucruri de rezolvat pe teren. După cum bine se vede, mi-a omis câteva parceluțe de-astea micuțele. La întoarcere, de obicei, acolo se omite. Și în momentul de față avem 79% umplută combina, adică aproape 40 de tone de rapiță. Ia-o-t-o! Canola. Deci, eu cred că e destul de bine și raportat la prețurile actuale, luăm peste 80.000 de euro pe numai încărcătura asta. Așa că, n-a fost rău deloc. Pe terenul ăsta am făcut de 80.000 de euro. A? Eu zic că n-a fost rău deloc. Și, de asemenea, poate facem un episodul ăsta buget ca să ne băgăm și pe celelalte terenuri. Știți că data trecută ne-am uitat noi la terenul și am văzut unele pe care eu aș vrea să le iau. Bă, dar astea nu merg luate, mă. Este un pic să abordez altfel situația. Dacă vin din partea asta, da, se pare că așa funcționează. O să dau cu spatele și tot așa vin cu fața. Și da, mă, dacă aș mai lua și cealaltă două terenuri, pentru cine nu știe, mă refer la 19 și 18, dar cred că trag un ochișor și la terenul 20. Cred că mă duc și pe acolo. Nu știu dacă fac eu de 365.000 de euro, dar cred că aș face cu recolta de pe toate terenurile. De pe toate, da, într-adevăr, cred că ar funcționa. Bun, mai ales că jucăm cu economia pe easy, ca să ne permită o creștere mai ușoară. Cred că asta o să ne ducă spre succese. Bun, o să iau și pe asta. Nu știu dacă partea cealaltă mai am, o să merg totuși cu combina. În momentul de față și o tonă reprezintă 2000 și ceva de euro fix cu cât se vinde rapța. Așa că contează foarte, foarte mult. Pe cealaltă teren am decât fertilizatorul care mai lucrează în momentul de față. Este zetorul pe care l-am luat. Uite că se și numește zetor. Și știi că data trecută am zis eu, bă, astea e o corcitură, mă, între Ursus și zetor și autul. Bun, în partea nu știu dacă mai avem, dar putem să vedem. Da, se pare că mai avem câteva bucățele mici pe aici. Groves, da, avem, ok, hai să mergem în față, cred că mai au câteva tone și de acolo. Și mai am de asemenea un fertilizator care, mă rog, până acum a ierbicidat, care nu mai are nimic în rezervor, așa că stau un pic cu spătușe. Am zis că, bă, termin și eu treaba cu combina, după care mă duc, îl umplu și îl pun la fertilizat pe al doilea teren, practic. Iar statusul terenurilor noastre este următorul, 3 este aproape de finalizat, după care îl pun pe la pezetor, îl pun pe 4, pe mistralul. Așa că, bă, suntem destul de bine. Recoltăm aici, pac, punem timpul, dăm pe creștere, recoltăm și pe cealaltă de două terenuri. Deci vin bănișorii de n-ai văzut. Așa, bă, tată, că mai luăm și de aici ceva tonaj. Ai văzut ce frumos? O să merg să iau și pe partea cealaltă. Și cred că voi lăsa combina aici. Mi se pare mult mai ok, pentru că e mai eficient să vin cu remorca aici și să descarc, după care să fac chiar un drum, decât să mă duc cu combina până în bază și să descarc acolo. Aravos! Bun, o să oprim totuși motorul, dar înainte de asta o să desfac burlanelus. Așa, și l-am lăsat. Gata, fraților. Bun. Acum, hai să vedem. Ăsta a terminat aici de fertilizat. Mai are foarte, foarte puțin. Dacă mă uită pe hartă, cred că ăsta ar trebui să fie ultimul sau mai vine? Cred că mai vine odată. No, hai să lăsăm. Hai să lăsăm să-și facă el de amblau aici. La cât e umplut? Oh, la 56. E perfect. Mai ajunge de un teren. Ceea ce e în regulă. Și pe ăsta micuțelul o să-l ducem în fermă. Ăsta și-a terminat treaba, așa că e foarte ok. Mergem pe aici că nu stricăm cultura cu roțile astea subțiri. Și să vedem ce remorci avem. Știu că am luat o remorcă, deci am o remorcă, doar că nu are capacitate de 40 de tone nici de cum, așa că o să trebuiască să facem câteva drumuri până la punctul de vânzare neapărat. What? Așa, uite, mai avem și pe terenul 1. Bă, deci facem financiare, fraților, facem financiare. A? Tare sau ce? Pe ăsta o să-l umplu probabil cu ierbicid, ca să-l avem noi pregătit aici pentru următoarea cultură. Așa că îi dăm cu ierbicid și aș putea totodată să-l las aici. Ia. Bun. Se umple chiar dacă motorul este oprit. Asta este noua remorcă pe care am luat-o cu două episoade. Dan Graville. Și da, nu mai știu cât ce capacitate are, dar nu are capacitate foarte, foarte mare. O să iau Landiniu pentru că avem cai putere la Landini și totodată stă degeaba. Așa că de ce nu? Faci o echipă perfectă cu noua remorcă.
uite-o acolo așa. Și pentru cine nu a urmărit live-ul în care am vorbit despre FS22, ei bine, avem aici un pressure washer pe care îl folosesc să spăl utilajele. Zona asta este încă în construcție, fiindcă aici noi avem margine, practic asta este marginea hărții. Mă gândeam eu, o să încerc chestia asta, dar o să încerc pe o salvare separată, să văd dacă pot îndrepta toată zona asta. S-o îndrept, eventual poate o bag în Giants Editor și o îndrept acolo, ca să facem așa frumoasă, știi? După care, aici deja, după aia putem pune niște garaje, așa că e lucru. E lucru, o să vină în episodul următor update-ul și vă prezint aici ce am reușit să fac, pentru că vreau să aduc schimbări majore. Nu-mi place așa cum stau utilajele, pur și simplu, în bătaia soarelui să se decojeze vopseaua. Bun, hai să mergem să încărcăm, dar înainte de asta sunt eu foarte curios să văd unde este punctul de vânzare. Bun, Cânaola! Unde ești tu, Cânaola? Când luam pe soia? Uf, aproape 3K. Avem Cânaola în 2383, aproape 2300 la IFO. Hai să vedem unde este IFO. Avem IFE aici, sus în nord. IFO este în vest. Across the map, dincolo de hartă. Da, avem un drum, cred că cel mai apropiat drum până acolo. Cred că e ăsta, merg pe autostradă, pe aici. Și intru la Peco, fac la dreapta și intru pe drumul de țară și vin așa. Cred că ăsta ar fi cel mai apropiat drum. Chiar dacă harta poate vi se pare micuțică, într-adevăr, ea are dimensiuni restrânse, dar drumurile sunt făcute în așa fel încât să te pună să ocolești destul de mult și să ți se pară o hartă mare. Deci are mirajul ăsta, îți dă impresia cum că e spațioasă. Așa, pe unde să merg eu? O să merg pe aici, pe drum. Uite acolo așa. O să conducem un picuț de la volan. Îmi place foarte mult cum se vede tractorul ăsta în față, deși camera mea e un picuț cam în stânga plasată. Nu e pe mijlocul scaunului. Ei zici că stai așa și dintr-o fâznă pe cotieră. Realistic, na, realistic. Dacă era pe mijloc, era altă piață. Dar îmi place cum se vede botul, nu știu. Cumva e ușor de condus de la volan, așa mi se pare mie. Testau un pic să văd cum ia curbele și se pare că se descurcă bine, se dă bine cu remorca asta. Bun, mergem acum să încărcăm, sau mă rog, să descărcăm combina. Sunt foarte curios de capacitate, nu mai țin minte exact capacitatea și deși o vedem noi în meniu, prefer să aștept să se umple și vedem după aia. Până una alta, hai să punem zetorul. O să-i dau un stop driverus și hai să mergem pe terenul 4 și îl punem și acolo la fertilization. O să sting asta, course generation, terenul 4, round, hai să punem câteva. Nu terenul 4, fii atent, nu terenul 4 că ăsta are eroare. Trebuie să luăm pe ăsta 4, jap, jap. Și acum îl văd. Ăsta este terenul. După care course generation și aici îi dăm currently loaded course. Around, punem câteva și generăm. Și așa nu-mi dă eroare. Altfel mi-ar fi dat o erorică. First waypoint, hai să vedem unde este primul waypoint, că nici nu știu pe unde ești. Uite-l aici, asta este primul waypoint. Are 50%. Fertilizațion în el. Literally 50%. Bun, mă, băiatule, haide. Drive course. Așa, și acum avem o împrăștiere de fertilizator. Ok, perfectos. În timpul ăsta, cred că în remorcă aici avem totul plin. Avem 20 de tone. Deci facem două drumuri. 20 de tone de cânola. Ok, bun. Acum, hai să urmăm drumul. Deci facem stânga. Este oare o soluție mai rapidă? Ar fi decât asta, dar nu știu dacă pot să iau printre terenurile astea, gen să ies la stradă, pe aia să fac dreapta, o fac pe aici. Pe aia vin așa, deci ies la stradă. Dreapta, stânga, dar după aia mă întorc. Ba nu, facem așa. Dreapta, stânga, dreapta, stânga. Ok. Dreapta, stânga, dreapta, stânga. Hai să vedem dacă funcționează sistemul meu. M-aș uimi.
dacă ar funcționa. Deci cu asta am spus totul. Bun, bă, văd că se controlează destul de bine. Ok, am direcție. Acest super tare. Suntem pe bines. Nu prinde, uite, la deal mai mult de 36. Hai, poate îi dăm un 37. Oh, scade. Se vede că avem totuși 20 de tone și 700 în spate, dar cred că prinde un pic de demaraj acum la vale. Mă interesează să parcurg drumul ăsta cât de repede posibil. Bun, acum altă viață. Oh, shit, bun. Și aici trebuie să facem la dreapta. Ideea e că nu pot să o iau eu prin Tarla, pentru că am garduri pe peste tot și o să mă împotmolesc în ele. O să iau maxim. Oh, a derapat un pic aici, la maxim dreapta. Vezi, uite, mai am gârdulețe de-astea. Chiar dacă pe stânga nu am, după aia o să am pe dreapta și tot așa, știi? Aici e puțin durerosus. Acum vom face la stânga. Ce garduri frumoase în față. A? Tare? Sau ce? Ce greu urcă. Băgăm stângacios. Ok, asta e altă fermă aici. Și după aia la dreapta. Deci tot aici la dreapta facem. Aia, cole așa. Genacii. Ok. Și după aia. Deci ținem drumul ăsta. Stânga. Cred că pe drum... Da, exact, pe drumul ăsta vreau eu. Nice, asta este o zonă neexplorată de mine. Și observ din prima că avem dealuri. Deci, când ne vom muta la ferma asta, ferma la care eu vreau să ne mutăm în curând când facem acei 2 milioane și ceva de bunișori, păi să vă țineți bine, pentru că atunci o să trebuiască să upgradăm utilajele și să mărim cai putere, pentru că avem terenuri în pantă. Bun, eu trebuie să ajung la IFO. Deci aici trebuie eu să ajung. Da? Să iau la stânga, deci ăsta era problema meu. Stânga și după aia dreapta. Ies la autostradă și am intrat. Ăsta cred că e cel mai bun drum. A, regulă. Da, mă, deci avem aici niște delulețe de-astea nesimțite. Vezi? Am impresia că dealul din stânga și cel din dreapta va fi plin de viță de vie atunci când va apărea varianta Pro a... hărții astea. Varianta Pro care aduce aproape un dublu la distanță. Deci mi se pare că se mărește cam cu vreo 60% ceva de genul ăsta. Sau, ia, poate chiar mai mult de atâta. O, pe aici e drumul? Pe sus, pe aici? Wow! Ok. Me gusta. Îmi place pe aici. Este very nice, este very nice. În ce pământ în dreapta avem așa frumos erodat? Foarte tare. Drumul este din nou, să le facem foarte des atunci când ne mutăm în zona asta. Ok, mi-a arătat tot în față. Ok, nu știam sigur dacă pot să trec pe acolo. Deci aparent ăsta e un drum foarte bun de Eurotrack Simulator. Am băgat un nou camion în joc. O să-l cumpărăm noi pe viitor, nu acum că nu ne trebuie. Și da, m-am inspirat din seria mea cu ETS2. Bun, îi dăm la dreptuță aici. Wow, chill. Hai că am luat-o, mamă. De asta n-am vrut să încetinez deloc, pentru că aveam un dita mai dealul de urcat. 5 km. 5, ah, o ținem la 5. Ok. Nu ești rău deloc. Aute-l. Aute-l. Tare sau ok? Am că a reușit, mă! Nice! Ce drumuri faine! Dacă toate hărțile ar avea drumuri de astea atât de detaliate, ce frumos ar fi! Bun, și eu trebuie să o țin... Dau seama pe aici... Prin fermă? Well, shit! Ok, se pare că da, pe aici, prin fermă. Prin fermulița asta, cumva. Ok. Și acum tot stânga. Da. O să fac curbele astea, că nu știi niciodată. Mamă, ce era să mă răsturn acolo. Cred că pentru o secundă am fost răsturnat. Holy shit. Wow, ok. 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 Un drum dubios, un drum dubios. Așa, acum...
Avem autostradă, da, avem autostradă în față, vamonos. Mamă, ce ciudat e drumul ăsta. Mic poduleț. Ok, gameplay-ul ăsta s-a transformat în a studia harta. Foarte mișto și complex sistemul ăsta. Dă transport de pe aici. Ok. Și avem IFO în față, da? IFO. Am verificat. Acolo trebuie să ajungem. Bun. Acum, hai să prindem și noi 51 la secundă. Ne simt niște tempo. Damn, dude. Poți să le pășesc pe ăsta? Blanaua, bitch! Woo! M-a băgat în șans, mă, m-a băgat în șans. Tare curios sunt de bonișor. 163, mamă, mamă, 300 și ceva. Să luăm și noi alea două terenuri. Oa pe coț, oa pe coț. După ce recoltăm toate terenurile, o să le și unesc. Păstea 3 pe care le-am eu minte, 5, 4 și 3. O să le unesc. Wow, 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 wow! Am sărit ca prostul, vreau să semnalizez, dar am încurcat semnalizarea. A, și aici descarc, ca după aia să intre pe linia feroviară. Vai, ce tare. Bun, țineți-mi pumnii, hai să vedem. 163 de K am avut până acum. Se pare că remorca mea nu este într-o zonă foarte bună aici. Poate dacă e bagaj. Stai. Poate așa e. Gata? Nu, nu mai vrea. A, pot să-l oblig. Nu, că mai am. Gata. Am 213.000 de euro. Păi nice, nice. Nu cumpărăm acum, nu mă voi pripi. Vreau totuși să văd terenul 20. Vreau să-l văd pe ăsta cum arată. Am acces la biogas, se pare. 20 este în partea asta. Ok. Hai să vedem cum naiba ajungem acolo. Bun, ăsta este terenul 20. Bă, nu este în pantă. Este foarte bine. Avem o porțiune aici puțin tel dubioasă în colț colea, unde se îngustează toată zona. Și aici urcă un picuț în partea aia. Astea sunt celelalte două terenuri pe care eu am pus ochii, 19 și 18, pe care cred că o să le cumpăr. Sunt foarte mari ambele și unite vin și mai mari. Și avem aici și un sistem de, uite, de căluțe avem aici, se pare. Și așa o mică asta, dă umbră la utilaje. Cred că s-ar potrivi foarte bine cu ce avem noi. Intrarea e cam dubioasă, nu știu exact pe unde e, asta e un pic să vedem. Aici avem ceva de căluți, deci asta e o zonă pentru căluți, se pare. Putem să ne lăsăm pe aici utilajele, eventual putem să facem un mic gărăjel picor așa. Și da, astea sunt terenurile și în momentul de față au ovăz pe ele. Da, nu avem totuși un câștig din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem ce face fertilizatorul meu. Are aici 14% rămas. Da, se pare că terenul 4 se cunoaște că a fost un picuț mai mare și cred că o să trebuiască să mergem să-l încărcăm o leacă. Și da, ați observat bine, mi-a rămas aici o porțiune micuțică de iarbă, n-am mai avut ierbicit pentru ea și am zis că, băi, e o porțiune prea mică să merite să mă duc să o iau, să o ierbicidez. Pe ăsta cred că o să trebuiască să-l mai încărcăm. Din păcate, din păcate, și acum hai să aducem coleșa, tractorul, să mai încărcăm o dată. Acum combina descarcă ce am mai avut ea pe aici. Și mă gândeam pe aici, cred că o să punem soia ca și următoarea cultură. În momentul de față nu prea are rost să punem gen iarbă și de-astea, pentru că nu avem animale. Și apropo de animale, ia să vedem aici acum două ducale noastre. Destul de bine, productivitate 89%. Cred că le trebuie ceva gen rădăcinoasă de asta. Ori poate aș pune carrot, doar că pentru carrot o să-mi trebuiască probabil o altfel de combină. Să o ia. Dar în rest, asta îl dau vinișor, avem 150 de litri de eggs, deci putem să vedem, ia. Să mă duc aici la chickens și avem primul nostru carton de ouă. Ok, regulă. O să iau totuși un palet de la care le strângem, o să trebuiască să mergem să luăm de la magazin. Să închidem aici poarta să nu ne scape. În regulă. Bun, și aici ia să vedem, s-a umplut toată asta? Oh, mai are un pic.
90%. Eu să mă duc acum să mai fac încă un drum până la punctul de vânzare, dar să vedem dacă punctul de vânzare este același. Că poate a scăzut prețul prea mult. 238 la info. Bun! Vamanos! Cred că mi-a venit o idee. Stai așa. Vreau să încerc descărcarea altfel. Să vedem dacă o funcționa. Remorca mea nu are probleme în a descărca în bază, în fermă. Dar aici se pare că da, avem acoperișul ăla care strică tot. Și nu este apt pentru o remorcă ca a mea. Bun, o să dau cu spatele. Și băgăm pe aici și mă gândesc că dacă bag doar spatele remorcii un pic încât să-mi apară trigger-ul. Yeah. Uite atât, fii atent. Și acum pot să... Foarte curios că nu mă lasă să deschid. Tot îmi cade, dar e mai bine totuși. Fii atent. Am cursa mai lungă. Ok, ok. Accept. Încurc un picuț traficul când fac asta. Aia a fost. Bun. Wow! Lasă-mă un pic, bobiță, să trec și eu. În momentul de față avem 259.000 de euro. Hai să vedem cât era, cât erau terenurile, că de fapt sunt două. Pac! 365. Ok, cred eu că dacă mai recoltez ori 4 și 3, ori doar 1, voi face banii necesari. Cred că 43, pentru că e un teren un picuț mai mare. 355, da. Din altceva, nu am din ce să fac bonișori acum. Decât dacă așa le... Dar nu, nu, nu. Mă gândeam să vând unul, dar nu vine doar unul. Vine cu toată zona. Sau, da. Bun, hai să mergem în fermă. O să merg să parchez tractorul. Deocamdată nu mai am niciun fel de stres cu el. Și se pare că am rămas fără fertilizator în Zetor, so yeah, trebuie să o rezolvăm. Bun, pe ăsta o să-l țin pregătit aici, pentru că cu siguranță scoatem în curând. Acum ne punem pe recoltat pe celălalt teren. Ori pe 1, ori pe 4 sau 3, depinde care crește prima dată. Bun, avem combina, o să o las deocamdată aici. Eu sper ca 4 sau 3 să crească prima dată, deși pe 1 eu am semănat prima dată, deci... Teoretic, nu? Pe 1 o să crească. Bun, și avem aici, este un pic, să vedem decât mijlocul rămas de făcut. Ok, perfect, pe ăsta o să mă duc să-l fac eu. Să mergem să încărcăm. S-a mudărit zetorul deja, ar trebui să dăm o spălătură ca să putem vedea și noi prin parbriz cel puțin. Dacă nu și prin laterale. Hați! O zici că scoate unul cu reacție cu ăsta, mă. Și după sunet, dar și după aparențe. O să ies aici la drum. Am șters gardul așa că nu mă mai incomodează nimic. What? S-a blocat un pic în șanț. Hai bără să ne alu. Hai da! Așa. Mamă, ce mizerie pe interior. Oh my god! Lol. Avem nămol pe gizmourile astea de temperatură plus boxe. Da, bine, mă. Da, mănușile sunt complet curate. Da, bine. Vine trenul? Nu vine. E în regulă. Mi-e frică de trenul ăla. Vine atât de repede. Dă una la zetorul ăsta, mai rămâne nimic din el. Și o bursăneală. Da, să conduce ăsta. Pe ăsta cu volanul aș fi vrut să-l conduc. Ăsta, într-adevăr, se conduce excelente. Oh, shit. Și trebuie să-l mutăm pe ăsta de aici. Nu să-l împing un pic, asta. Merge, dar durează prea mult. Bun, ăsta este plin. O să-l parchez. O să-l bag aici. Bun, se pare că avem prima mizerie făcută de... Oh! Avem prima mizerie făcută de găini. Ha, nu-mi spune pe aici. Ah, mi-apare aici cleanliness. Ok, ok. Da. Corect, corect, nu mă așteptam. Bun, și dăm aici liquid fertilizer. Vamonos. După aceea trebuie să-l pun și pe 1, așa că o să fie o porțiune de asta mai moartă în productivitatea mea și de asemenea cred că fertilizez și pe 5. Avem terminat 4, după aceea mă bag eventual pe 5, mai încărc o dată și după aceea vin pe 1. Și așa am rezolvat-o, pregătesc și 5-ul pentru următoarea producție. Da. Sună a plan. Bun, fraților, o să rămânem și noi astăzi aici și ne întâlnim data viitoare cu cultura deja recoltată.
Mergem direct la vânzare să vedem cam cât luăm pe tot și probabil data viitoare o să și avem terenul aplatizat în partea asta de fermă. Plus, cumpărăm cele două terenuri să ne facem un plan, să vedem cum, cum îl administrăm cel mai bine. S-a doar așa-l dau peste. Are roțile prea mici, garda la sol foarte coborâtă, foarte josă. Până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!